mare, împărat a vrut să încerce înțelepciunea fiului său, moștenitorul tronului. Așa că a așezat pe o masă coroana și sabia lui. Chemându-și fiul, i-a cerut să se gândească bine și să aleagă ce îi este mai de folos în viață. Băiatul a ales sabia. De ce tocmai sabia? L-a întrebat regele. Pentru că prin sabie pot câștiga și păstra coroana. Așa este, fiul meu, ai făcut o alegere bună. Însă, ține minte, la fel este și calea pe care trebuie să o urmeze fiecare om, fie că este rege, fie că este țăran de rând. Calea crucii, a jertfei, a dăruirii de sine. Crucea este singura armă pe care o poți folosi în viață, în războiul de toată vremea. Războiul cu diavolul, cu ispitele, cu neputința și cu tine însuți. Credința înseamnă luptă. Tu ai sabia prin care poți cuceri și păstra coroana, însă crucea o avem cu toții și numai prin ea putem primi și păstra cerul în sufletele noastre. Să nu uiți asta, fiul meu.